expoziția domnului primar numărul 23 din 23 ianuarie 2020, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali prezenți, 13 absentează nemotivat domnul Poiu și domnul Oprea. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 5 proiecte, plus o suplimentare și punctul divers. Cine este de acord cu ordinea de zi? Unanimitate. Vă consult asupra conținutului proceselor verbale de la ședințele din luna decembrie. Observații. Să punem la vot. Procesul verbal din 17 decembrie. Au lipsit domnul Gavrilă, domnul Ciobotaru și domnul Roșcan. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Cei trei. Procesul verbal din 19 decembrie. Domnul Gavrilă a lipsit. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Unu. Procesul verbal din 20 decembrie. Au lipsit domnul Durlan, domnul Zors, domnul Urheanu și domnul Roșcan. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Cei patru. Și din 30 decembrie au lipsit domnul Gavril, domnul Ciobotaru, domnul Durlan și domnul Urheanu. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cei patru. Mulțumesc. A terminat doamna secretară. Doamna secretară, aș propune ca supunerea la vot a proceselor verbale să fie făcută pentru ședința precedentă, să nu fie făcută în ședința actuală, decât în următoarea ședință, poate de cea actuală, pentru că primim aceste procese verbale astăzi. Și cum sunt acum 3-4 la număr, sau chiar numai unul, și mai știu fost un timp, nu ai timp să-l citești, dacă primești înaintea ședinței, cu aia. Așa, eu propun ca supunerea lor la vot să fie făcută, repăzat, încă o ședință după. Da, o să încerc să vă trimit înainte, mai înainte, procesele verbale, când la unul alta nu e corectă propunerea dumneavoastră. Se aprobă în ședința următoare. Dacă vă stăm putin țin data, nu știu dacă... Probabil că mai trebuie încă... Încă o persoană. Da, problema e că toate ședințele din luna decembrie nu sunt ședințe... Nu, fără una. Extraordinarii, în general... Una e ordinară. Una e ordinară. Păi da, dar ordinar, nu e timp-o, că îmi primesc acum procesul verbal. Ce să faci cu el? Nu ai timp să știi, nu am timp să puteți, stai cât, de cât, te apreci asupra lui. A fost să mănânc ca domnul... Mulțumesc, a spus. Mulțumesc. Ca primar. Da. Ca primar. Așa. Proiect de hotărâre numărul 1, de 2020, privind organizarea rețelei școlare în Comuna Cluj de Subacău, privind anul școlar 2020-2021. Așteptăm înscrieri la cuvânt. Domnul Matei. Am văzut că în adresa dumneavoastră, către inspectoratul școlar, solicitați rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020. Și în adresă și inclusiv școala gimnazială Căiuț către primărie toată, 2019-2020. Păi, ce e așa? De ce? Când văd că nu aprobă mâna și s-a solicitat altceva. Deci greșeală că și aici, și aici. O da, cu pinț la școală. Da. Și în adresa de răspuns, a explicat-o școala la fel, spune, la adresa noastră, numele care solicita tot la fel, spune, da. Deci, la propunerea privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. 2021. Da, deci e greșeală. Proiectul e pe aici, mai jos sau scris. Da, 2020. Da, uitați aici. Da. Raport argumentativ. Da. Raport în spate.
O altă problemă, după ce am constatat eu, vreau să înțeleg dacă, începând de anul școlar 2020-2021, la școala Pradea, nu mai e ciclul 2? Da. Asta? Da. Da? Până acum a fost, nu? Da. Da. Inclusiv anul ăsta este până în vară. Până în vară, da. La ce se întâmplă cu copiii care nu mai sunt copii deloc? Sau ce se întâmplă cu cei care sunt? Nu mai e niciunul sau care sunt? Ce se întâmplă? Din la Căiuți. Din la Căiuți. Din la Căiuți. Școala? Asta? Adică în raportul... Am mai cerut aici, dar nu facem lucrul. Nu am ca ideea, că da. Eu mă gândesc că... Adică am mai cerut un microbuz nou, dacă nu dăm microbuz nou, avem autobuzul care nu avem specific. Deocamdată în faza asta, suntem autobuzul, o să preiei ciclul 2 de la Pralea, să-l aduc la Căiuț. Câți copii sunt ca idee? Nu să știm. Aproximativ 10? 37. 37. 37. Sau... Nu știu. 27. 27. Nu sunt 37. Nu. Nu, mulți. Azi mulți. 20 ceva. 12 într-o clasă, 6 într-o clasă, adică, din 15 din ce mi-aduc aminte. În raportul ăsta, dacă se scrie mai curând, începând la anul școlar, dacă ne atenționez, nu mai e ciclul, clasă. Deci. Deci, până acum a fost școală gimnazială și se transformă în școală primară, să înțeleg? Da. Așa, nu? Da. Deci asta e da. Dar atunci iar intervin o contradicție. Pentru că avizul este dat pentru aici o școală gimnazială care, ori dumneavoastră scrie la producerii sau vreo școală primară. De aia vreau să înțelegi. Păi uitați, jos aici. E avizul dat pentru școală gimnazială. Deci dacă e diferență, pe motivația de diferență. Avizul pentru una și noi dăm aprobăm altceva. Adică dacă aprobăm, dacă e părere, așa. Școală primară? Uitați, în avizul lor, deci ai pe proprio scala 4, aici jos este școală gimnazială, i-a dat avizul. E avizul pentru asta, școală gimnazială. Că asta implică avizul lor. Ori noi aprobăm școală primară. Și de-aia nu înțelegeam, s-a desfințat ce vreau că... S-a desfințat sau nu, că unul spune așa, unul așa. Deci zice impropriu, pentru că vine 2020-2021, anul școlar începe în septembrie 2020 și termină în 2021. Deci, practic, acum merge cu jumătate de an, o să meargă pe o școală gimnazială. Noi aprobăm 2020-2021, nu avem treabă cu ce așa. Cred că corectul primar o să sună inspectorat să văd... Cred că au greșit ei, bă, zic eu. Da, 2020-2021. Inspectorat școlar, vorbesc cu termenii astea argumentate, putea fi raport justificat, un raport motivat, justificat, argumentat, argumentativ. Atunci spuneam motivativ, sau cum, motivativ. Emoțional. Emoțional și că... Meditativ. Da, atât, mulțumesc frumos. Sau nu, cu un amănânt, ce înseamnă antipreșcolar? Nu văd că noi n-avem aici. Antipreșcolar? Da. Dacă poate să știu, merg înaintea școlii. Uitați aici, antipreșcolar. Bine, suntem și eu. Am văzut că noi n-avem nimic. Dar ca idee, să știu și vedeți. Sunt preșcolar și antipreșcolar? Antipreșcolar sunt cei din creșe. Sunt preșcolar. Și poți să știu și eu, știam antipreșcolar. Deci îți crește. Înainte de preșcolar. Preșcolari pregătitori. Vârsta de preșcolari 3 ani. Da, bine, mulțumesc. Da, domnul Ocheanu. Domnule, la prima vedere, până acum discutăm tehnicalități, eu mă plec asupra acestui proiect cu câteva întrebări și am unicat. Dacă ne aplicăm asupra evoluției democratice a copiilor în comuna noastră, și m-aș referi la satul, chiar la satul Călătiu și la satul Mărcheș, 11 copii în satul, mai concret, frecventează vreo 7, în continuă scădere. Și acum îmi pun o întrebare. Am gândit oare bine când am spus de acele grupuri sanitare? Atâta timp cât ne apucăm să facem grupurile sanitare acolo, eu compusesem la începuturile
activității noastre în Consiliu, spuneam, domnule, să ne gândim la predarea acestor școli care nu mai sunt populate cu elevi și care nu mai sunt funcționabile cu elevi, să le dăm o altă utilitate, în condițiile în care facem niște investiții și nu puține, chiar cu lucrurile sanitare pe care le facem acolo. Și n-am făcut lucrul ăsta și au trecut 4 ani de zile și nici nu îl facem. În acele situații, zic, să nu îngropăm niște bani care ar putea fi, da, bine, ele sunt aprobate, orice lucru făcut este binevenit și genică să facem, dar să fie și cu un pic de fezabilitate, adică raportul cost-beneficiu, nu numai pe global, ci și în timp. Dacă vom face lucrul ăsta, pentru că uitați-vă, puneți problema ca să transportați de la Pralea la Căiuți, care este o distanță mai mare. Păi în tare situație s-ar putea de la Hârtiu, care e o distanță mult mai scurtă, de la Hârtiu la Căiuți. Și atunci să dispar. Atât, vă mulțumesc. Da. Așa ai răspuns? Da. N-am mai spus cineva la cuvânt din subiectul ăsta? Deci, ce a punctat și domnul Matei, prima dată, la Pralea, după cum bine știm, de vreo câțiva ani, până încoace ciclu 2, la 5-8, gimnaziu, sunt clase simultane. Adică a 5-a cu a 7-a, a 6-a cu a 8-a. Iar când ajung la capacitate să dea o probă cu ceilalți care fac separat, vă dați seama că nu are cum să fie la nivelul lor, oricât de bun ar fi acel profesor, oricât de tare și-ar da ședință. Și au mers și așa, erau mulți și nu puteau. Dar acum și câte două clase într-o clasă, tot sunt puțini. Și de-aia au convenit să vină la centru. E mult mai simplu, sunt mult mai ok și în beneficiul lor. Am avut o ședință cu părinții copiilor cei care o să fie mutați la Căiuți, care încă sunt, care nu intră de acum, care sunt în școală, dar aici e problema mai grea. Cei dintr-a 7 o să vină într-a 8 la Căiuți, cei dintr-a 6 o să vină într-a 7 la Căiuți. Cum ar fi schimbi regula în timpul jocului, muți în timpul anului. Și chiar am pus de-au votat. Dar să nu mă cert, să nu mă... să spun că vreau eu neapărat să-i aduc copiii la Căiuți. Doamne, care vreți să rămână copiii la Pralea să învețe aici? Sau care vreți să vină la Căiuți? Și majoritatea, au fost câțiva care au fost să rămână acolo, dar majoritatea au convenit să vină la Căiuți. De-aia am și ajuns la această situație. Vis-a-vis de ce spunea domnul Orcheanu cu toaletele de la Hârtiu, nu știu dacă chiar e momentul să desintăm de tot grădinița de la Hârtiu și școala aia sau... Poate totuși să mai întorc câțiva tineri acasă, să mai duc 2-3 copii acolo. Și avem adrese de la Ministerul Învățământului, nu mai avem voie să funcționăm cu toalet în curte. Deci copiii de aia și la Mărcești am dus să fac toalete. La Hârtiu să fac toalete, la Pralea și acolo să fac toalete. Sunt singurele școli din comună unde mai erau copii și erau cu toaletele în curte. În restul, toate școlile au toaletele, nu. Nu asta am spus, domnule. Ați spus că de ce puteam face investiția, sau? Nu. Eu m-am legat de investiția și, la urmă, am încheiat așa. Orice lucru făcut este bine făcut și bine venit. Numai că, acum 4 ani, propuneam eu ca să dăm o altă funcționalitate, să găsim modalități, pentru că un lucru care nu se întreține și nu funcționează, se distruge. Un acoperiș. Mergeți să vedeți acolo, la Hârtiu, o margine din asta, la școala respectivă. Și eu spuneam așa, domne, facem investiția și dacă nu o să mai fie, sunt din timp să ne gândim ce utilitate putem să dăm acestor spații nefuncționale. Că vor fi cu siguranță, cum e Vrânceniu nefuncțional, voi și așa alte. Și la Vrânceniu, dacă nu interveneam acum, cu 2 luni, să reparăm acoperișul ăla, cu soluții proprii, cum am putut, cum n-am putut, nici n-ai venit să mai... Lucrul care trebuie făcut și la Hârtiu. Nu ai venit să pui o secție de votarii, că ploua înăuntru, n-ai cum să mai intri, să rămâi tabanele. Adică sunt lucruri care rămân pustii și e păcat să nu le întreții. Adică nu văd acest lucru să...
Nu, în fine. Dacă îmi permiteți să fac și o, două, trei adăugări la ce ați dat deasă, tot spuneți de toalete, de spații, de tot ce e. Haideți să căutăm miezul problemei. Da. Uitați-vă în comuna Căiu, sat, Popeni, Jedar, peste tot, toți cei care au posibilități să-și duc copiii la școală, la unii sau la grădiniță. Trebuie să ne punem o dată pentru totdeauna întrebarea de ce? Da? Pentru că au fost în discuția în urmă, acolo unde este terenul de spot, acolo să facem o grădiniță cu program prelungit la Căiuță. Eu zic că viitorul comunei stă în noi și în cei care o să conducă, care conduc și o să conducă comuna, în ideea de a crea oportunități și posibilități ca cetățenii să vină și să-și aducă copiii la o grădiniță cu program prelungit, condiții bune în școli, cadre didactice de valoare. Deci asta este exact ca în satele din Occident. Uitați-vă, că nu-și duc toți care stau într-un sat în Germania, nu-și ia copilul și îl duce în orașul mare. Stau apropiat, stau acolo. Dar se creează condiții. Eu zic că aici este miezul problemei. Că aducem copiii de la Pralea la Crăiți, da, e un lucru benefic. Pentru că îi dai șanse să fie egali cu ceilalți care fac cursuri normale și nu suprapuse. E un lucru benefic, dar pentru cei mici, eu zic că viitorul este investit în infrastructură, ce înseamnă grădiniții și cadre didactice bune care se mențină copiii în creț. Cred că momentan sunt 40-50 copii care fac naveta la Unești. Și un lucru care trebuie să-mi dea de gândit. Vă mulțumesc. Da. Deci în 15 minute vine un inginer și am înțeles că vine și o să vină și domnul Nicu, deci m-a sunat inginer. Deci o să vină Șerban și cu inginer încoace ca să lămurim lucrul. Da. Mulțumim domnilor consilieri și pun eu la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 13 pentru. Da. Trecem mai departe. Proiect numărul 2. Primim proiectul din 2020. Privind aplicarea în anul 2020 a prevederii hotărârii Consiliului Local Căiuț numărul 5 din 31 aprilie numărul 2019. Din 2019. Domnilor, deci da, merge pe aceleași prevedere. Este vorba de legea 416 care se aplică celor care beneficiază de ajutor social. Da. Haideți să facem un... Am văzut că aveți acolo ce muncă, ce trebuie să facă. Haideți, poate până în ședința următoare, o să punem cu consultare, haideți să facem un plan de muncă foarte bine așezat și cei care au de făcut zile de muncă să le se vadă prezența efectiv acolo unde trebuie să facă ceva, să vadă ceva în urma lor. Deci, au de făcut, să ia ajutor social, nu-i problema mea, în ce formă, dacă au dreptul sau nu. Sunt persoane abilitate care decid, dar ai din cel puțin, dacă tot ia și au 5 zile, 10, 20, hai să-i ducem undeva, să stabilim de făcut ceva bun care să vadă. Furna, betoane, orice, să le dăm de lucru. Găsi ceva să vadă, că nu-i, că se întâmplă și pe vremea mea și acum nu vreau să spun că critic cineva. Dar îi ducem pe drumul prălii câteodată la treabă, stau ciosc acolo. Nu mișcă trei mături. Adică haideți să unde îi ducem să fie eficient în urma lor. Cât de cât. Băi, dacă muncesc două ori, două ori să vadă ceva. Mulțumesc. Domnul Corcean. Domnule, la prima vedere, nu-i copy-paste, nu poate să apăs chestia asta, că e programul din anul precedent, planul de lucrare. O fi bine. Din ce spune dumneavoastră, avem 103 persoane cu un total cu drept de muncă, cu drept, cu posibilități de muncă, cu drept de muncă au mulți, dar n-am fost de muncă. Nu, cu drept de muncă, că... Da. Au dreptul de a munci, ceilalți care vorbeam la dreptul. Achizeza aceeași chestiune, în sensul să se țină evident, eu nu zic unul sau s-au făcut niște treabă, dar dacă ne apucăm să facem o treabă, cu care o spuneam eu dată, lume, tăiem vegetația, nu știu de ce ar trebui să-i ducem pe islatul, atâta timp când noi avem
în comună drumuri care sunt cu vegetație care împiedică circulația. Vă dau exemplu, dacă în multe locuri. Și dacă planul ăsta, va pleca un pic la planul ăsta de lucrări mai bine, în sensul că, va trebui să treceți efectiv lucrările, iar când pleacă la lucru respectiv, să aibă bine prestabilit ce are de făcut. M-ați înțeles? Eu nu știu dacă trebuie la tăiat vegetația prin zonă sau cu drumurile mai degrabă cu drumurile publice. Hai să ne orientăm. E singur aspect. Atât. Vă mulțumesc. O să spun și ceva de mai chestie? Da, da. Nu știu ce consilierul în la Herodionul la Băiești, care când o trebuie de săptămâni la Băiești. Oare chiar nu se vede nimic cinci la capătul Podreanu? Spre Herodion? Și tractorul primăriei la Armanii? Pe oriunde? Asta nu se vede. Sunt mașini, nu văd. Da, în consilă. În proces verbal. Nu, domnul primar, dacă dumneavoastră i-a ridicat o problemă, haideți să ne aplicăm să o dezbatem concret. Domnul Bănan, cu siguranță, s-a referit la faptul că... Vorbim între noi. Deci s-a referit la faptul că... S-a referit la faptul că acolo se ard numai, s-a referit la faptul că se dau numai acolo, s-a referit la multe chestiuni din astea. Și la programul ăsta, la planul ăsta de măsuri, cu la 416, important e, noi n-am făcut prevenție. Adică dacă, decât să-l pun pe ăla la 416 și cheltui ore cu el pentru strângerea gumaiilor, fie ele depozitate corect, mai degrabă mă aplec asupra poliției locale, cu îndatoriri de protecția mediului, celor care le-ați dat sarcinile respective, și să mi se spună și nouă această poliție locală de câte ori a sancționat la aplicarea mea. Ce se vede din stradă, din drum de acolo, dar dacă vă duci 200 de metri mai încolo, pe altea totuși voi. Cam de eroare. E de eroare. E de eroare. Doamne, nu e posibil, la atâția ani de zile nu s-a aplicat o amendă. Și plus de asta, ca să vă spun concret, la acolo dumneavoastră, la un moment dat și la Brusar, pe la Părintea, la Borțun, acolo. Crăim și tot ce s-a adunat după drum, care le-a tractorul. Da. Da. Domnul Matei. Vreau să spun și o întrebare vis-a-vis de cele 103 persoane. În situația în care una din cele 103 persoane nu pescează munca respectivă, în luna respectivă, ce sancțiuni riscă și dacă până acum s-a luat o măsură într-o zi la România? Suspendă dosarul. Încetează dosarul? Da. Au fost un caz în care până acum s-au pus situații care s-au luat măsură? Da. Lunar avem situații. Adăugare, scădere. Deci e fluctuația asta. Dar domnul Sărbu. După statistica asta dumneavoastră, sunt 81 de familii asistate cu 272 de membri. Asta înseamnă 3,5 pe familie. V-ați gândit să faceți un studiu, să vedeți familiile acestea cu copii ale etniei rome? Cam ce vârstă au? Pentru că de la 12 ani și până la 20 de ani, ăștia au câte 3-4 copii. Nu lucrează nicăieri, nici nu pot veni la prestările astea de zi. Iar prestările acestea, vă rog frumos să țineți cont de faptul că ele trebuie foarte bine supravegheate. Un scriitor francez, Stendhal se numește, spunea că treaba tuturor este treaba nimănui. Exact cum era și CAP-ul pe vreme. Ea nostru, domnule, ea nostru, dar nu răspundea nimeni. Faceți din aceste echipe cu cei care beneficiază de 416, faceți din această masă de oameni echipe de câte 15, 20 de membri cu un șef și dați-le sector.
de la, cum se numește ăla, de la Durlan Mihai, pe partea dreaptă, până la, până la poștă, o echipă, de la poștă până la podul, până la Orheanu, sau până la ieșire, unde erau casele CFP-ului, altă echipă pe partea, și să facă șanțurile, să cosească, să vin. Păi așa se poate urmări și se poate realiza în comuna asta ceva. Zona de centru a comunei Căiuți este, este oribilă. Șanțuri strâmbe, cu toate bălăriile pe ele, și ne obligați pe noi că eu nu sunt proprietar pe șanț, domnul primar, și cum de altfel nici nimeni nu este proprietar pe șanț. Este în extraviram să faceți, să facă drumurile, să dacă nu se poate, puneți pe cei care beneficiază de ajutor, ca să nu spun pomană, să își aducă și ei contribuția. Pentru că vreau să vă spun că dacă dumneavoastră ați fi brutal și ați face 10 pâini într-o zi și le-ați dat degeaba, a doua oară dați faliment. Așa se întâmplă și cu țara asta. Tot pompăm, pompăm, pompăm ajutoare și oamenii care muncesc să duc și își rup pingelele și se scoală la 5 dimineața, vin câte 1000 de lei. Păi vă dați seama, dacă se mărește alocația la copii la 300 de lei, 5 membri dintr-o familie cu ajutor social va lua fără impozitare, fără nimic, 1500 de lei. Spuneți-mi și mie ce om al muncii se duce la combinat și ia 1500 de lei în condițiile în care muncește și pocnesc ciolanele de muncă. Și asta stă la, la 13 ani, țin cu brațe, pentru că atâta știe să facă. Mă voi adresa și medicului de, de familie de aici, din, să invităm și medici de la Onești la spital să facă, domnule, niște lecții de educație sexuală. Că văd că, cum să spun eu, iepurilă asta este foarte, foarte... Nu sunt, nu sunt de acord ca să nu treacă un trimestru măcar dintr-un an ca să nu analizăm această situație în Consiliul Local. Și să luăm măsuri cu cei care, că văd, mă iertați, dar eu mai trec pe acolo prin asta și văd la fiecare poartă câte două, trei mașini. Niște, nu știu, s-ar putea să fi trecut examen, dar cu 6 clase, cu 7 clase, cu 8 clase, au permis de conducere, au numai BMW-uri, numai Volkswagen-uri, numai Audi, cum? Nu mai ia, dar care are, nu o să iei permisul. Și dacă îl chem pe vreunul la treabă, că am văzut că propuneți aici să trimiteți echipe de 416 și la oamenii săraci, oamenii neajutorați, să le... M-aș bucura să văd așa ceva, dar să nu cădem în latura ailaltă, să se ducă unul să lucreze și doi să fure. Da. Așa cum focul nu plăcește, nici de gal nu muncești. Poftiți? Așa cum focul nu plăcește, nici de gal nu muncești. E, cum răchita nu e pom? Așa. Așa. Da, să nu fiu trecut la discriminare. Da. E un problem, așa. L-am auzit și eu pe radio. Așa au cuvânt de spus, când îmi dați cuvânt. Da, n-am terminat eu. Da. Mulțumesc frumos, aveți cuvânt. Voi, domnul președinte. Eu da. Am venit mai mult datorită... Știm pe cu oameni, nu stai jos. Nu stau jos, nu stau jos, ne-am pus stau jos. Dacă mai arătare, să ne încep ca să ne luăm probleme. Da, da, da. Cine e asta? Domnul primar, domnul primar. Le-ai făcut ceva? Bă, haideți să parcurgem procesul ăsta. Haideți să parcurgem asta și președinte. Votați ăsta proiectul și intrăm la diverse. Exact. Să puneți la vot. Ai ceva legat de proiectul ăsta? Cu 416 vrei spui ceva de țigani? Eu vreau să spun când se poate apuca de drumul. E un căiuț. Cine s-a la diverse. Ceva.
Da, 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 discutăm, dar nu, nu-i la proiectul, hai să... Să se facă mirosul lucrurilor și domnului. Haideți, la trebuie la diverse, trebuie la... Dar în prima dată vreau să vă spun. Să punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Să la punctul divers, ca să fie o chestie. O așteptăm și pe sau... Da? Păi, cum? Păi atunci am mai dat drumul la un proiect și când au venit, ca să, au venit numai domnul inginer, dar să vină și celălalt. Când stăm de vorbă, stăm de vorbă toți. Și noi mai continuăm cu un proiect de hotărâri, ca să nu stăm pe loc. Da, da, da. Da? E bine? Da, da. Hai da, dar poate mai durează vreo la celălalt. Mai nu durează, când are imagine. Hai, proiect de hotărâre numărul 3. Privind stabilirea domeniului serviciilor publice în care se vor presta activități în folosul comunității, pe raza unității administrative teritoriale, Comuna Căiuți, de către persoanele fizice în care, în fizice, în sarcina cărora s-a stabilit obligația. Domnul președinte, da. Dacă îmi dați voi, deci revenim că este o continuare la, da, la proiectul de hotărâri. Încă o dată vreau să menționez că au spus și domnii care sunt veniți și domnul consilier. Deci faceți un plan de muncă foarte bine organizat. Păi asta nu a fost actualizat din 2003 și de asta l-am actualizat. N-a fost, nu-i vina mea că n-a fost acolo în 2013. Eu vreau să vă spun altceva, nu mai trecem la trecut. Haideți să vedem în viitor, domnul Mare. Eu vreau să-i vă spun, faceți un plan foarte bine organizat și oameni care să-i urmărească efectiv pe cei care trebuie să presteze muncă în folosul comunității. Pentru că să vadă ceva în urma lor. Sunt 100 de oameni cu drept de muncă. Câte 8, 10, 20 ore, nu știu cât au pe lună, împărțiți-i pe zile, trebuie să aveți 5-6 zile care să-i puneți la treabă. Plus că o să vină din urmă cei cu amenzi, care vor avea de executat ori în folosul comunității. De asta spun, este forță de muncă utilizată să vadă ceva. Da. Mulțumesc. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul de hotărâre. S-a votat de oare când a fost votat? Proiectul. Cum a dat? Trei. 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 Privind însușirea raportului privind activitatea asistențelor personale ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019. Domnul Matei. Din punctul meu de vedere, consider că este incorrect să un raport privind activitatea asistențelor personale. Părerea mea că trebuie să fie raportul al activității compartimentului prestări sociale. Ei trebuie să facă raportul activității. Ei trebuie să spună ce a făcut, cum au urmărit pe cei care e pe asistenții sociale, asistenții personale, așa. Deci, așa spune legea, în comitate cu prevederi, așa, compartimentul prestării sociale, colaborare, așa, da. Un raport asupra activității sociale, de raportul, dar nu spune raport de asistenții personale, raportul este făcut de compartimentul prestării sociale. Raport făcut de ei care l-au controlat activitatea din asupra activității. Asupra activității. Mă aș putea să spun, domnule, au fost puncte atâtea controle, atâtea ce problemă au rezultat, adică... Lunar. Cum? Lunar. Lunar? Da. Și undeva spune că s-a constatat aici că
Știu cum mă duc la unul din ei, nu știu, la o persoană, ceva. Așa, ce mă spui sau altă? Adică la... Eu încetăm, măi, acolo, dar încetăm, eu acordăm, eu nu te vin. Deci acum pleacă, așa este, da, iarăși, este perioada când lipsești și se vină. Păi încetăm indemnizația. Indemnizația? Și amenințări și... Și amenințări tot așa, deci asta, altă soluție. Da, cum te-am de poliție? E singurul, e problemă. Aici este un paradox. Care e un scolul rotin, drumul Florin. Și doamna secretar, și spuneați, sunteți cu legalitate, aici este un paradox. Sunteți social. Spre norocul meu, în perioada când am fost primar, am mers în unii comunități din afară, de-am văzut servicii. Din păcate, spun aici, nu știu de ce, ei sunt salariați în primăriei Căiuții. Au atribuții de salariat. Răspundem, bine, că noi, la noi asistența socială înseamnă că fata, tăticul, cine e din familie, are grijă de respectivi. Cred că atunci când vom ajunge la un sistem de asistență personală în care vin la servici dimineața și sunt repartizați în funcție de probleme la fiecare, atunci va fi și nu sunt profesioniști. Asteți personali. Asta sunt, dar trebuie gândit și schimbat ceva. Așa duci, e salariat, îi se întâmplă ceva, cade casa în cap și salut. Da. Mă rog, este sistemul, nu avem nici face. Mulțumesc. Hai, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Să se fac modificarea cu modificarea stipulată la început. Asupra, sau, pentru, da. Două. Trecem la diversii, că au apărut domnule amândoi. Da. Continuăm. Poate mă, să terminăm și la diverse sunt mai modificări. Da, da, este mai mult. Numărul 5, privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC Ecosud SA și aprobării actului adițional numărul 2 din contractul numărul 1078 din 1087 din 2018. Întrebări. Doamna. Domnul Orchean. Vreau să spun, domnul, că sunt de-a voi, dacă pot să... Deci, iar revenim la un proiect de hotărâre. După cum știți, poziția mea a fost întotdeauna împotrivă, datorită modului în care se prestează serviciul de gunoi, mai ales acum mai nou, văd noi tarife, nici nu mai rețin, mai mari, mai mici, puțin mai contează. Ne uităm acum chiar și la mine personal sau în altă parte, volumul de gunoi s-a redus drastic vis-a-vis de tomberoane. Dai jumate, unul, până nu contează cât oameni sunt plătini. La nivel de primărie, ce am citit, e cam în jur de 3 miliarde strângeți ca să le dați lor banii. Lucru pentru care am zis și voi spune mereu, sunt împotrivă ca noi primării să prestăm serviciul lor, să le strângem banii și le dăm mur în gură. Iar ei nu mai se încasez să facă treaba. Și vin numai cu lucruri impuse. Nu știu, am zis, om, cât o mai avea, 2, 3, 4 luni, haideți să ne gândim, noi, dacă nu la nivel de OAT-ul, mai vorbim cu alte comune, undeva și undeva trebuie să crape problema gunoiului. Uitați la ce au spus domnii, vă loviți de problema aia care cade pe primărie și indiferent cine e primar, se va lovi cu problema asta. Adunăm noi gunoiul, îl duci când îl duci, că n-ai voie să-l duci. Nu avem o rampă autorizată unde se duci crengile alea, sau mă rog, mama lor. Și odată, și odată, cade și măgăreața, unde nu, chiar nu se mai pot să-l duci undeva și nu ai nicio posibilitate. Iar vis-a-vis de munca lor prestată, nu mai vin cu 3-4 mașini într-o zi să adune din toată comuna, vin cu una și au redus dramatic munca, dar costurile cresc. Eu n-am fost la ultima ședință. Că la o aia la altă, când cu TVA-ul pentru persoane fizice, nu se aprobase. Când s-a aprobat. Și la agenții economici, nu spune nimic, e 30 lei de persoană. Păi un agent cu 60 de salariați trebuie să dea 18 milioane. Dă 200 și ceva de milioane să plimbe ăla cu X5, mașină în leasing, pe schinare. Nu este normal. Nu știu, găsiți o soluție, faceți o adresă, transmiteți-le nemulțumirea noastră. Este un lucru impus, dar nu se poate să se meargă la infinit așa. Eu mă voi abține la proiectul ăsta pentru că... Da, domnul Ocheanu. Așa, și eu sunt împotriva acestui proiect, ca de fiecare dată, am spus-o,
să încetăm, în condiția în care vom înceta să facem servicii pentru acești, eu îi numesc exploatatori, dar nu de mine. Exploatatori la adevărat sens al cuvântului. Deci când vom înceta toate primăriile, sau dacă nu altele, bari noi să începem acest lucru, vină de mâine și semnează-ți contractul, nu eu primărie cu cetățeanul. Fă dumneavoastră contract cu cetățeanul, nu mă interesează că trebuie să butonez, nu știu câte facuri, nu-i treaba mea până la urmă. Dacă vrei să faci serviciu, dacă nu, s-o găsi și alții, poate mai cu treabă ca ei. Pe de o parte. Pe de altă parte, ca să am spus o mai spun, ca să încetăm odată cu păcatele noastre, cu gunoiul pe aici, pe acolo, am spus că trebuie să informăm populația noastră cu acelui fluturaș în care se spune ce înseamnă gunoi menajer, ce înseamnă gunoi biodegradabil și ce înseamnă refolosibil. Și în condiția în care eu personal voi înțelege și semenii mei din toată comuna că nu trebuie să pun frunzi miercurea în satul Veltiu și crengi care să ia tractorul, că ele pot să-mi putrezească și îmi face un beneficiu mie în grădină acolo că putrezesc, va fi cu totul și cu totul altceva. A doua chestiune, că nu trebuie să miercurea gunoi menajer în care să forțez eu cu el cu tractorul care vine și pierde niște ori cu cei de la 416, că tractorul ăla e de servit și așa mai departe, nu cu gunoi menajer. Când vom informa cu acei fluturași, n-am făcut, n-am întreprins nimic, am spus-o de anul trecut, și când lumea va ști toată treaba asta, veți fi descongestionat și dumneavoastră de sarcina asta cu gunoiul din miercurea, ca să degradeze la rândul gunoiul menajer, care este plătibil și transportabil la Bacău. Dar toate chestiile astea, v-am spus, se fac prin informare, prin discuții. Ați întreprins niște ședințe, eu nu știu cum s-a făcut nimic, pe aici, pe acolo, oamenii n-au prea venit, așa e treaba. Haideți să luăm cap coadă lucrurile și așa. Avem și tipizate, avem și tipărit. Împrăștiați-le, dați-le, domne, și dați-le. Când doamna de la liceu mi-a dat cu taxele, impozitele și taxele, am pus prin sași. Astea s-au rupt ălea atunci. Ce ar fi fost? Îmi dați și 1.200, 1.000 de fluturași din aia. Mă duceam din poartă, poartă, puneam la loc, îi explicam cu priceperea mea și cu asta voastră. Adică se făcea ceva. Dar eu mă repet, că am spus că în condiția în care nu vom fi în stare să le punem condiții și lor, noi fraților, voi veni de fiecare dată. Era planul ăla de creștere a prețului pe tona de gunoi până în 2032. Anul trecut a venit cu altul, cu o noutate. Opriți-vă pe o dată, adică nu am înțeles, o zi, zici într-un an, zici într-un fel, în alt an, în alt fel. Toată chestiunea depinde de noi, adică dacă vom fi în stare să nu le mai acceptăm mofturile lor și apăsările pe umerii noștri, cred că vom scăpa din start împotriva acestui proiect. Vă mulțumesc! Noi am mai discutat despre gunoi, despre modalitățile de decontare. Și aici cred că este o inechitate crasă în legătură cu volumul de gunoi pe care îl colectează ADIS-ul, decontarea și modul de decontare. Politica FUC-ului este în acest regulament al ADIS și vreau să vă spun de la bun început și am mai spus-o și de mai multe ori că este o firmă de partid. Această firmă, uitați-vă aici cine este președintele acestui firme, de altfel, nu știu dacă este respectabilă, dar puturoasă sigur este. Președintele ADIS Bacău este domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, recte PSD. Foarte rău. Noi adunăm banii și dânsii stau bine mersi, cum spunea domnul Durlan, în mașini de leasing, probabil că vacanțe exotice și așa mai departe. Nu sunt de acord cu... Și am zis, haide să facem o ligă, domnul primar, să vedem care comune mai sunt supărate pe această modalitate de colectare și de decontare a gunoiului. Facem o ligă a noastră, hai să ne
ducem la judecătorul poporului, sau cum se numește asta? Avocatul poporului. Mergem la Curtea Constituțională, că și acolo sunt niște dinozauri, tot de ai lor, dar probabil că... O dată așa, o dată așa. Nu? Acum nu mai e greșită. Ei, nu este. Curtea Constituțională... Bine, vă așteptăm cu drag, da? Să nu politizăm și să facem discuții. Asociația Comunilor și firma ECO care ia bani efectiv. Asociația Comunilor de Salubritate este forul în care ne-am asociat. Contractele sunt așa de pervers făcute, că nu ai loc de atunci. Dacă ne apucăm, vroiam, am tăcut și fiecare trebuie să spună punctul de vedere că așa e normal și democratic. Dacă ne apucăm să discutăm pe teama, pe fenomenul gunoi, să discute din 2009, la aproape, nu aproape fiecare, jumătate din ședințele din Consiliu au fost modificări, completări, majorări, învârteni de la Adis, de la Rompres, de la Evo Sud, de peste tot. Deci de 10 ani se discute continuu, iar nu, pur și simplu, noi, primăria, că eu ca și primar, nu, la momentul ăsta nu pot să fac nimic. Și nu se poate face nimic. Deci, să nu credeți că sunt cumva avocatul lor. Deci nicio problemă, eu n-am venit cu proiectul de hotărâre să impun să voteze cineva sau să fie de acord cu proiectul. Pentru tot județul, pentru toate județul. Începe să facă cu piciorul în braț, începe și vecinul, începe și vecinul la altul. La asta m-am referit. Au bătut cu piciorul, s-au dus în instanță. 5-5. Da, sunt 90 ceva de unități. Și rezultatul care au fost, domnul Orcheam? Rezultatul care a fost? Păi credeți doar 5 din aproape 100 de da, erau majoritatea. Erau orașele mari. Domnul, nu. Eu m-am spus, nu, deci eu închei subiectul ăsta, dacă vreți să discut, vedeam personal cu fiecare, o lungim cu gunoiul până mă dimineață și mă terminăm. Vă spun cum trebuie colectat, de ce e prețul ăsta, de ce am zis că l-am dus la 78 de lei sau cât e acum, în loc de 90 și ceva, că vrea să pună TVA, de ce a fost 58, de câte nu sunt. Cât are fiecare om 0,5 kg de gunoi pe zi, de dată, adică 3,5 kg pe săptămână. Sunt o grămadă de lucruri pe care ei ne le pun în față. Acest Rompres, eu un colos care are cabinete de avocatură și juriști aia, și te duci ca domnul jurist. Întrebați-o dacă poate să facă față la așa ceva. Domnul la juriști, domnul Bună. Domnul primar, eu zic că cel mai autorizat, dacă... E ultima dată, nu mai încerc cu seama până de sunt. Care trebuie să mă întrebați, trebuie să mă întrebați. Domnul Orcheam, eu zic că cel mai... Dar cine cântărește până 35 kg? Puneți un dispozitiv de cântărire electronic pe mașină și... Păi da, lasă, nu puțin! Da, vă adresați mie personal și că puneți cânt, dar cum eu să pun cânta? Cine să trebuie să pun cânta? Dumneavoastră, domnule primar. Eu le spun, vină cu cântarea, da. Cântărești, pentru că nimeni nu mai cântărește, am înțeles, cantitatea care pleacă dintr-o comună. Și la care situații hoții la drumul mare. Dar sunt persoane și una, două, sunt persoane care dau gunoi la 3 săptămâni. Dau dreptate. Dar eu personal am fost și sunt persoane care pun toberon, mătură după drum. Și abia o duc, abia o trage, are 100 de kg. Un kilogram? Un kilogram? Am zis că nu mai intervin, că vorbim până mâine. Un kilogram de gunoi este 55 de bani. 2 kg de gunoi dat la mașina de gunoi este o pâine. Omul trebuie să conștientizeze ăla care scoate balastru și pune în container, să înțeleagă, băi omule, eu dacă dau asta la 100 de kg de gunoi, plătesc 550 de lei. 550 de lei, jumătate de zi de muncă. Păi, și ce să facem când îi zbatem cu ei? La două persoane, cât gunoi s-a adunat într-o săptămână? Poate să adune 100 de kg, poate să adune 100 de lei. Da, picuri, Dacă nu poți plăti pentru o activitate care o dă
Hai, să punem la vot. Să punem la vot. Cine? Hai, domnul Matei. Spune că în ordonanța UG 196-2005 menționează la articolul 9 alineat 1, litera C, obligativitatea plății contribuției pentru economia circulară trebuie achitat de proprietari sau, după caz, administratorul de depozite. De ce au transferat-o la noi? 40 de lei? Păi, dar de ce? E treaba lor. Deci, e din... Din aia o să... Păi ei nu ne mai primesc acum. Nu ne mai primesc acum. Dacă nu-i dau bani... Păi tu mai dau 70 și îi primești 80. Nu, dar nu... 70 plus economia circulară, unde ați plineat la acum. Da, am înțeles. Deci parte din cantitatea asta de gunoi, parte din valoare o plătim la Comitatea Europeană înapoi. Economia circulară. E 80 de lei pe tonă. Bani care se duc obligator. Mai plătim cu jumătate, mai mult de jumătate. Da. Nu este plătit. Nu este plătit. Da, hai să facem treaba. Podul ăsta, că a fost doi ani să primim niște bani și nu s-a făcut nimic. Și cu cuboarea asta care suport în camere și am plecat. Uleacu, supunem la vot. Cine este pentru? Să mă le lase toate. Împotrivă. E bogatul piață. Abține. Domnul Dumnezeu? Abține. Vot împotrivă. Abține. Pot răspund, cum votez? Abține. Ce înseamnă o 9 voturi pentru. Da. Nu tot. Păi, liber, nu mai este metru 6. Care? A doua grană. A doua grană. Numărul 6, privind stabilirea drepturilor salariale de către beneficiari. A trecut. 9 pentru, 4, 3 împotrivă, 1 cu opțiune. Vot împotrivă și 3 abține. 4 abține. Dar n-am votat în decembrie. 4 abține. 9 abține. 4 și totul trecut. N-a trecut. O, cine s-a abținut în afară de Matei la Urenci, Ciuvătaru Codruț și Dublă Nivea? Și eu. Domnul Roșcan. Tot aia. Dar nici o modificare la trecut. E cel. Ok, da? O votă pentru. Da. Mi-ați proiectul numărul 6, privind aprobarea drepturilor salariale de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual în aparatul de specialitate al primarului din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Căiuță începând cu 1.1.2020. Întrebări? Secretarea, când puteți prezenta despre ce este vorba, că nu ai spus de salarizarea, știți mai bine. Da. A crescut salariul minim de la 2080 de lei la 2230 de lei. Prin ordonanța 1, ordonanța de urgență 1 pe 2020, da. Sunt niște reglementări cu privire la salarizare. Funcțiile de demnitate publică sunt blocate la nivelul lunii decembrie și cuantumul sporilor și alte elemente care fac parte din sistemul de salarizare blocate la nivelul acordat 1 la decembrie. Doar cei care sunt cu coeficienți, li se majorează salariul de bază prin înmulțirea coeficientului cu 2230 și 2080 cât era în timp. Da, am văzut în referatul dumneavoastră acolo, raportat la cultură, sporul de 25%, deoarece am înțeles bibliotecara n-a beneficiat din măririi salariale. Și asistență personală, da. Asistență personală. Ba da, are o creștere, dar un alt modificat în articolul 34, cu 1 pe 4 din corect. Diferența dintre 2022 și 2000 și... Că e bine la început, vreau să infim niște speculații. La o întrebare simplu, salariul bibliotecarii pe noua lege a salarizării este la îndemâna primarului sau nu? Nu. Deci salariul ei se calculează în ce bază? De la minim până la salariul viceprimarului. Pe coeficient. Nu este pe coeficient, tocmai. Nu este pe coeficient. În ce bază e la ea?
V-am spus, pe articolul 34 de 9G114. Are o creștere cu graduală, 1 pe 4. O să mă uit, să vedem. Este într-o altă anexă a legii 153 din 2017. Este adevărat că Paznicu are salari mai mari ca ea? Aproximativ la asta. S-ar putea. Da. Vreau, mulțumesc. M-am mai interesat undeva, vă spun, nu se poate. Încă un exemplu de nedreptate în această situație. Știam că pe noua lege a salarizării se pot așeza salariile. Pe administrație, pe administrație, da, dar nu pe cultură și pe asistență socială și sănătate. Unii sunt mai speciali decât alții. M-am oprit. Supunem la vot cine este pe. Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul diversii și începem cu domnii care este acolo. Acum. Haideți. Deci au fost 11 voturi pentru. Bună ziua. Așa, ca să domnii sunt. Bună ziua. Stați undeva într-o poziție ca să stați vorba cu tine și cu noi. Adică ca să... Deci nu trebuie să vorbească cu domnul Cervan cu mine, trebuie să vorbească cu toată lumea. Nu vorbești cu mine. Vreau să ne-ați reprezentat, că suntem aici două... Exact, pe asta! Eu propun să le dăm două scaune din alor acolo, indicăm frumos să nu stea picioare. În fața clasei, dar ne lăsa să stăm aici. Tare n-aș vrea să stați în față, pe cuvântul meu. Bine, stau în spate. Nu, domnul, nu în spate, într-un lateral. Le putem da și două scaune sau nu? Ce se făcea înainte, ce se face acum sau ce se face pe planeta asta. Este fermentarea șternutului de pasăre, care el vine uscat, pui apă în el. Dacă îl lași pe vremuri, lăsai bălegarul să fermenteze 4-5 ani la CAP de la vacă sau de la porc sau la fermele de păsări, că nu s-a schimbat tehnologia în ultimii 70 de ani la crescut pui. Sunt la fel. Fals sau nu, eu vă spun că puii sunt crescuți în România din 1960. N-am suportat pe timpul Ceaușescu mirosul ăsta. Din m-am mirat și nu mă lasă să mă mint, că nu pe timpul Ceaușescu n-am suportat cutoarea asta care o ai bata. Domnul, stați așa. Mirna ți-a avut fermă de păsări în... Da, să fie rome, tu ăla m-a dat, suport pe mirosul m-a dat eu. Eu am dat apărit m-a dat. Dar nu e vorba să vă
vă mint. Eu am patru locații în patru ferme, da, unde fac același lucru, fermentez gunoiul să-l pot pune pe câmp, să nu stricăm. Vă vorba de și acolo ca așa. Atragi-mă un pic din gură. Dar nu-i vorba de omorât oameni buni, că așa mi-e voastră bună doar. Este. Nu-i vorba de omorât. Eu miros insuportabil. Eu gândesc afară de casă. Nu, eu am risipă. Nu pot să deschid, am un bun deschid. Nu știi că tot nu sunt acasă. Și acum, dacă am un maș, tu te-a copilat. Dar să pune așa fermentație. Și nu miros. Oamenii se refieră la depozitarea lui. Depozitarea lui din curte pe noi. Înțelegerea e în felul următor. Eu îl așez în grămezile aia pe care le-ați văzut și îl învârt. Ce-am făcut până acum și am făcut greșit, îl depozitam, nu-i dădeam aer și îl împrășteam pe câmp. În gunoiul ăsta de graj, dacă nu îi dai aer, el nu fermentează aerob, adică aerob, să intre aer în el, să transforme cu bacterii utile. Și îl puneam pe câmp și pe câmp făcea prost și cantitatea era mică. Și nu reușeam să transform un sol plin de pietriș într-un sol în care să fac producție așa cum îl utilizam. Tehnologia de băgat aer în gunoi ca să fermenteze, când îl mesteci, ați văzut, iese aburul ăla, mai ales când circulă prost aerul, distanța față de sat este relativ mare. Adică eu cred că până la prima casă sunt 700-800 de metri, un kilometru în linie dreaptă. La 3 km de gunoi dumneavoastră și tot aia. Problema este că sunt momente în care este presiune atmosferică, el nu se ridică și într-adevăr ajunge. Eu vin zilnic la platforma de gunoi și de două ori pe zi. Lucrează oamenii ăia acolo. Eu nu spun că nu miroase, dar miroase așa miroase într-o fermă de pui. Să știți că nu e mare diferență. Ideea este că unde vrem noi să-l împrăștiem, sunt 1000 de hectare aici în zonă, primăria are o platformă unde îl putem depozita după ce se transformă. Procesul durează în medie undeva la 14 săptămâni. Mirosul care este generat de gunoiul ăsta, capacitatea de producție nu poate să funcționeze decât în afara campaniei. Nu poate fi împrăștiat pe câmp decât de la 15 martie până pe 1 noiembrie. În perioada 1 noiembrie 15 martie, gunoiul trebuie luat, fermentat și pregătit ca să-l poți la 15 martie să-l împrăștii pe câmp. Pe măsură ce el este gata, el trebuie depozitat într-o platformă, iar în comuna Căiuții există o platformă gata făcută care colectează apa dacă stă în stoc, poate fi repompată și pusă la loc. Gunoiul de pastăre este un gunoi uscat. Noi turnăm apă în el să poată să fie fermentat. Prin excepție. Dar de ce să nu se facă niște captări de ceea ce iese în atmosferă? Dar nu există soluții, credeți că eu n-aș vrea. Nu există. Dacă dumneavoastră aveți o idee, poate reușim. Dar nu există. Dacă dumneavoastră, deci dacă găsiți dumneavoastră o soluție din America până unde vreți dumneavoastră, unde, în toate țările astea gunoiul de pastăre se transformă în mraniță prin amestec și prelucrarea lui. Așa se transformă. Corect, dar cu captări... Nu există nicio captare. Cum putem noi spune captări acolo? Da, Cerban, ce am sesizat de la dumneavoastră? Până când? Care este perioada de proces? Noi ne mutăm de aici. 4 luni. Am înțeles. Toată perioada asta durează în perioada rece. Nu vine altă generație. Cu noi este depozitat în perioada caldă în fermă. Avem platforme în fermă la capătul fermei. În perioada în care nu-l poți împrăștia pe câmp,
îl aduci și îl compostezi. Îl compostăm în perioada rece tocmai pe motivul să nu miroase, să miroase mai puțin. Că vara este mai complicat dacă e cald afară. Dacă problema este dacă ar fi fost frig afară, aerul cald s-ar fi ridicat, mirosul ar fi fost mai puțin. Dar uitați voi cum s-a schimbat vremea. Adică să apară... Dar de ce nu ai băgat sub brazi, domnul? Pentru că nu poate fi împrăștiat în perioada asta și dacă... Deci există o legislație europeană, nu mă lasă să pun de la 1 noiembrie la 15 martie și dacă îl pui neamestecat, este acid. Prin procesul ăsta el devine bazic, îl poți pune pe câmp în cantitate suficientă și foarte bun. Adică americani și dani, olandezi, toată lumea utilizează gunoiul ăsta să facă. Reduce. Cum? Zăpada. Apa la zăpadă, e bazică. O folie de la... Nu știu. Nu știu să vedeți. Se picturează aciditatea și atunci se face tot fel. Și vara și iarna nu contează. Procesul de compostare este programat să aibă loc iarna, tocmai pentru că nu ar fi deranjat oameni. Vă rog. Eu înțeleg. Dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, sunteți liberi să faceți lucrurile din punctul înțeles conform legii. Nici eu nu mă așteptam să fie atât de cald anul ăsta. Îmi permiteți să treacă. Trebuie să faceți lucrurile conform legii. Sunteți un om liber să faceți această chestiune. Numai că domnul meu, libertatea înseamnă să faci orice până acolo când ne aduci atingere cuiva. Dacă sunteți prezent aici, fără certuri, fără amenințări, fără nimic, hai să ne punem de acord, zic eu, să găsim căile respective. Că mie mi s-a plâns de acum beculețul pentru o chestiune. Eu am făcut niște sesizări în două locuri. Ceva ciudat. Domnule primar, mă informați că știți despre ele, că noi nu am discutat nimic. Mă întreb eu oare de ce acele instituții cărora eu le-am adresat în mod repetat și cu rugăminți, niște informații despre activitatea dumneavoastră... După inspecția asta. Abia precedent, zilele astea. Eu nu primesc așa, primarul primește, domnul primar primește. Mi s-a prins de beculețul, nu e un lucru. El în atare situație nu a pus pe nimeni până mă voi documenta. Problema se pune în felul următor, mă repet. Dumneavoastră sunteți lideri să faceți orice până când îmi aduceți atingere mie. Aveți dreptate. Domnul meu, și în atare situație veniți cu atâta dezinvoltură în fața noastră să spuneți, ne povestiți procesul tehnologic. Știu, domnule, cu pH-ul, că nefermentat degeaba îl faci, nu faci bine, că faci rău. Mai știm și noi lucrurile astea. Dar toate până când ne aduce atingere mie. Personal, așa. Acum, consărtenii mei îmi spun. Veniți și dumneavoastră și suportați, domnule. O zi. Nu știu ce stați lângă noi. Nu. În atare situații, domnule, mirosul meu respectiv, nu poți să faci nimic. De ce nu v-ați pus întrebare de la data când ați fost controlați? Nu știu dacă ați mai fost și sancționați sau nu, e treaba dumneavoastră, mă voi interesa. Eu mi-am mai pus o altă întrebări. Ca să vedeți dumneavoastră cu câte ușurință priviți lucrurile și spuneți, domnule, că la urmă un găinaț, găină sau pasăre, așa, mirosurile astea pestilențiale, mie câteodată miroase a voi, domnule. Nu cumva, și eu mă întreb. Și le-am cerut instituțiilor abilitate în acest sens să-mi dea date dacă au făcut analiza asupra materialului, produsului pe care îl împrăștiați. Că în afară de bălegari, găinați și alte excremente de animale, ar putea să fie resturi de trup, de mortăciuni, să zicem așa, de animale, de păsări, pentru că mirosurile sunt de suportat. Este exclus, dar până la proba contrarie, până la proba contrarie, eu sunt dispus, vă spun sincer, sunt dispus. Cu o aprobare, mă adresez cu adresa la dumneavoastră, voi lua probe de acolo, cu probă martor, vă rog frumos,
Vă rog frumos, nu am nimic împotrivă. Nu există discuție. Problema care cu minimă pare că veniți cu atâta nonșalanță și cu ușurință și ne povestiți. E adevărat, procesul tehnologic ăsta este, sunt de acord cu dumneavoastră. Mă ocup de spune din 2004. Ce facem cu atingerea care ne aduceți dumneavoastră mii și mii de oameni? Aici este întrebarea. Dacă nu să vă spun. O să vă spun așa, din 2004 m-am apucat de crescut pui. Nu ne interesează. Nu, ascultați-mă, pe istoria este, vreți să ne dăm cu opinia. Deci e liber să facem analiză. Când am deschis prima dată, când am redeschis fermele de pui din comuna Zorleni, Sasu, Simila, de la Bârlat prima dată, după prima serie de pui, fix asta s-a întâmplat. M-au chemat la primărie, nu mai fuseseră pui acolo din 1994. Adică eu după 10 ani de zile am redeschis ferma respectivă. Toată lumea din sat a venit să spună că miroase, într-adevăr miroase. Nu se pune problema. Nu se vede atât să suportă mirosul. Ascultați-mă. Deci 100% când crește animale, gândiți-vă că într-o fermă de pui iese mirosul ăsta cu ventilație. Da? Când aerul se ridică afară, mirosul este sesizat. Când este închis aerul, în satul Zorleni miroase la fel, în satul Tătărești miroase la fel. Miroase, toată lumea s-a sesizat de toată treaba asta, dar nu poți fi crescut pui altfel. Nu poate fi că... Asta e procesul natural. Domnul meu. Adică să nu mai facem protecție. Dar dacă nu vă convine. Eu am sesizat la Tătărești. Garda de mediu. Deci un cartol, ca și nu, nu, da, da, garda de mediu atâta timp cât faci ceva în regulă. Nu că e în regulă. Nu, 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 N-are nicio legătură.
nu are nicio legătură. Cu noi fermentează și așa. Putem să facem un lucru, să încercăm să nu mai mestecăm până nu vine frică. Adică să lăsăm în pace, că majoritatea mirosului este în momentul în care va aer. Că nu mai iese rezultatul, materialul nu mai iese și este adevărat. Noi am încercat să curățăm niște terenuri, să-l cărăm undeva mai departe de sat. Ne-am mutat de la casele părăsite spre Ostrov, acolo. Să sperăm de acolo nu mai miroase așa. Și am să opresc și mestecatul lui până vine frigul. Șeful, nu, eu am luat cu altă părere. Ea n-a să bată într-un gol, că tot face pe noi aici și vara să bată așa. Nu mai e urmă. Dar nu, ea n-a mai ești. Nu, a zis să bată într-un gol, dar ea nu vreo oameni. Mă opresc la butioaia să mai cad. La butioaia să mai cad. Și la butioaia o să încerc să nu mai mestec cu noi cât este cald afară, ca să nu să fac mai mult miros. Nu, să nu mai mestec. Și nici nu mai aduc apă. Nici nu mai aduc. Duc la Ostrov. Nu mi-a răspuns, dar poate și nu mi-a răspuns. Deci o să opresc mestecatul, că din aerarea gunoiului este cel mai mult miros. Deci dacă lucrurile vor sta așa, să vă ține de promisiune, să sperăm că va fi bine. Îmi permiteți ca să vă întreb alte lucruri și să dialogăm pe o altă problemă în legătură cu societatea din asta? Vă rog frumos. Dacă îmi permiteți, da? Da. Bă, e o binefacere pentru noi, oamenii, că vine o societate și muncește pământul, adică în arendă, regim de arendă, în condițiile în care populația bătrână, lipsă de mecanizare de partea noastră, lipsă de foarte multe de specialiști și așa mai departe. Deci un lucru e o binefacere pentru noi, pentru localitățile comunei Chelița. Numai că, domnule Șerban, eu când am revenit în această comună, am încercat să fac o asociație a celor care dau pământul în arenă. Din nu știu ce motive, cetățenii din comuna asta n-au achesat la această idee. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți de gând ca în bunele relații să instituționalizăm niște relații bune între noi, oamenii care dăm pământul în arendă dumneavoastră și societatea dumneavoastră. La ce m-ar trebui aici? Contractul dumneavoastră cu care vă prezentați în fața noastră este un contract unisens. Ca de altfel, toate contractele, cât de la telefonie, cât de la gaz, cât de la E.ON, de energie electrică și așa mai departe. Veți spune probabil că, domnule, pe mine cine mă apără? Mă întreb. Cetățean turmentat. Pe mine cine mă apără? În relațiile mele cu dumneavoastră. Veți spune probabil că este protecția consumatorului. E o instituție și aia cam foarte multe altele cu aflări în treabă și fără niciun rezultat. Ziceți, domnule. Continuați, nu mă sete că am vorbit. E gazda, atent. Domnule,
Ce vreau să vă spun eu dumneavoastră? Haideți să ne punem de acord, domnule. Ba eu cu Consiliul Local, dacă n-am fost în stare să inițiem, să înființăm apărare de oameni care dau dumneavoastră terenul în arendă, bari în Consiliul Local ăia care vor fi aleși, care mai sunt acum la contractul viitor, să avem, pentru că nu sunt două cuvinte de ale noastre în contractul ăla. Un contract economic de arendă de care o fie, are niște clauze contractuale. Eu nu zic că nu sunt clauze și pentru mine, care am dat pământul și ceilalți, dar sunt scrise de dumneavoastră, povestite de dumneavoastră acolo, nu de noi. Și în atare situație n-ar fi corectoare ca noi să ne unim. Dom'le, supunem și facem un proiect pentru apărarea drepturilor oamenilor din comuna Tăi. V-ați gândit la chestia asta? Nu v-ați gândit. Și veți de acord cu această chestiune? Poftiți! Apropo de asociere, adunări și cum, ce vreți dumneavoastră să ne punem la un loc, am încercat și eu cu alți fermieri să facem o cooperativă. Și ne-am adunat 10 fermieri mai mici și mai mari să facem cooperativă. Am făcut cooperativă, am pus bani, am mers cu juriști, cu tot, ne-am înființat, am făcut treabă și a trebuit prima dată să luăm o decizie. Nu știu, cumpăram ceva împreună. Ne-am așezat așa la masă și au început. Domnul, aia, nu așa, domnul, nu așa, nu așa, nu oameni buni, dar ne-am pus la un loc ca să facem împreună. Nu știu de ce nu vă puteți aduna dumneavoastră cu constătenii dumneavoastră. Dacă vă ajută cu ceva, lucrez în 42 de UAT-uri teren și am 23.000 de contracte de arendă cu persoane juridice și fizice, inclusiv cu mine. Nu. Dacă dumneavoastră vă puteți aduna, face și să negociați cu niște termeni juridici conform codului codului civil din România, niște termeni, 100% dacă vă adunați cu 500 de hectare la un loc și vorbește unul, se negociază altfel. Adunați dumneavoastră 500 de hectare de oameni, dacă puteți să-i puneți cap la cap, reprezentativitate. Și vom găsi această soluție și am să o propun în Consiliu ca să aprobăm această chestiune, dacă toți suntem pentru treburile și pentru vestuirea oamenilor din comuna Căiuț, să fim și în acest domeniu. Întrebarea pe care vă pun, sunteți de acord ca atunci când îmbutonați contractul să îmbutonăm împreună? 100% mie mi-ar conveni decât să mă întâlnesc cu 23.000 de cetățeni cu care să împart arendă în fizic, în bani, cu taxe, cu impozite. Am cel puțin 14 oameni care 6 luni numai asta muncesc. Mi-ar conveni să vorbesc cu 42 de reprezentanți, să negociem contractul, să aduc marfa, banii ce trebuie să le dau la oameni și am scăpat de o grijă. Și să nu, dacă noi negociem, e posibil să obțineți un preț mai bun decât de acolo. Păi, și niște condiții mai bune. Păi nu, dar nu înseamnă că serviciile de distribuire a produsului și a banului să fac pentru că nu vrem. Păi nu, nu când vreți să-mi cereți ceva, trebuie să-mi citați ceva. Nu putem numai dumneavoastră cereți să-mi dați nimic. Domnul Orcheanu. N-am venit împotriva, am o schemă de personal care cuprinde orice fel de întâlnire de dumneavoastră. Domnul Orcheanu, vreau să spun și eu ceva. Ce spune domnul Orcheanu, are dreptate, îi dai ideea durată. Dar noi, este iar de foc, un sol, cum se zice. Da. Părerea mea, vă mă dau aici. Da. Haideți să facem procesul tehnologic de la 1 noaptea la 4 dimineața, poți. Sau mă mai timpul când ești în nu, asta e părerea mea. Trebuie să vă de la 1 la 4 tăbălești și la 4 să vin. Dar până la 7 el se realisește. Asta e părerea mea. Deci, în principiu dacă nu se întâmplă nimic și se schimbe vremea într-o formă sau alta, am putea să negociem așa, să facem de la 10 noaptea la 12 noaptea, să se găsim, sau când este cel mai rece afară și este limpede. Putem continui până la primul obiect activitatea
Deci până vine frigul, nu mai mergi decât butiaua aia cu noi. Adică la baie, și la unde? La unde? Dacă vine domnul German, am rugămit. Acum, deci să dispară 100% gunoiul, mirosul gunoiului de grajd, este aproape imposibil. Adică nu te duci cu dar, dacă nu mai aduceți altul nou să-l umectați, dacă nu răspăliți, păi asta cu umectatul nu strică nimic, adică nu face nimic. Eu pun apă din izvor ca să-i ridic umiditatea. Mestecatul scoate cel mai mult. Așa cum dacă e cald afară, iese apă. Indiferent de ziua. Deci dumneavoastră, dacă ați remarcat, în momentul în care îl mesteci, ați văzut cât abur iese. Aburul care iese doar din fermentat și fără să-i bagi abur, fără să-i bagi aer în el, e nesemnificativ. Și oricum el fermentează și așa cum stă el. Este să se oprească activitatea în mod serios, de-a mai fermentat, iar noi ce-i faci, bă, acolo, cu mălașoare, cu ce-i faci, băi, să nu mai iese miros. Dacă este zăpadă de jumătate de metru, dă-i drumul și să meargă. Nu stop. Din ce că ne trebuie mine, ne trebuie fric să plece aerul, nu zăpadă neapărat. S-ar putea să fie zăpadă, cu 0 grade, cu aer închis, să miroase mai tare. Dar dacă nu-i din bună vină. Da, domnul meu, v-am zis și jumătate, din fricia să termin peste care. Poate și preot face păcării. Oricum este incredibil de bar, este nejustificat de bar. Deci nu-l mai fermentez la butioaia. Nu contează, vă spun o singură treabă. Nu. Procedați o lună de zile noi să nu mai avem aer, adică aerul ăsta care este. Nu, dacă vine fricul, mă apucăm mesteții și noapte ca să termine mesteții. Asta nu mă deranjează. Am vrut să nu fie aerul ăsta. Asta e problema mare. Să nu fie aerul, să închid eu nitrostea asta. Să zic, vezi. Deci, pe și dau de colație cu propria răspundere, nu se rivăză. Cazuri de genul ăsta sunt 0,01%, sunt rare. De obicei sunt maxim 1, maxim 2 pe comună. Este o raritate, se cheamă furt. Vă pot ajuta juridic. Deci dacă sunteți în adevăr și respectivul a venit și a dat o declarație în fals, am eu jurist să vă sprijin, eu vă plătesc pe dumneavoastră și recuperez eu banul de la cel care a dat declarația în fals și o să fac plângere la poliție, e treabă de procuratură, nu e treabă de... Rezolvăm problema, nu vă stresați. Deci dacă nepotul dumneavoastră face declarații în fals, dumneavoastră, dacă sunteți îndreptățiți, primiți, veți primi, eu recuperez banii și mă plâng la poliție, eu să recuperez banii la cel care a mințit. E de datoria mea, asta rezolvăm. Domnul Șerban, ultima problemă. Vă rog. Ați fost invitat aici de domnul primar, în numele celor care sunt prezenți și... Eu mă simt mai liniștit că am venit. Eu vom reveni și dacă vă mai ține și după cuvânt, spun boda proste. Doamne ajută. Multă sănătate. Și să știți că eu îmi propun să plătesc taxe în dacă vreți să mai stați un minut. Îmi propun să angajez mai mulți oameni care sunt prezenți în zonă, din comună sau din altă parte. Eu îmi propun să dezvolt activitatea în zonă. Și chiar asta vreau să spun eu. Poate eu când mă uit așa în jur la ce se întâmplă, mă gândesc că poate anul vă vin. Să nu credeți că domnul Șerban a venit așa că îi place de căiuți să investească aici. Să știți că eu m-am rugat el. Noi, primăria, ne-a rugat el să vină la căiuți. Ca să cumpere pustietatea asta de aici, ca să nu mai scrie proace toate dealurile astea, da. Și poate am făcut o greșeală, trebuia să ne lasă așa. Dacă, acum vă întreb și dumneavoastră, cum considerați că era mai bine? Să fie bine, dar să nu te afectați. Am înțeles! Când muncești, greșești! A
auzi, normal. Nu mă așteptam să se întâmple asta. Nu mă așteptam peste tot unde am făcut treaba asta. Dar sus totuși, v-ați luat angajamentul timp de o lună de zile. Nu de o lună de zile, cât este ca nu mai merge. Dacă vine frigul, mă primește. Miros, noi vom vedea și vom trage concluzii. Da, domnule, domnul șefat, să ținut de cuvânt. Dar dacă eu mâine mă ies afară și eu cu Batista îl las și mă duc la Vecea, nu, deci dumneavoastră, deci dumneavoastră, nici nu trebuie să vă așteptați ca de mâine să aveți un aer din mijlocul Lozanului, da? Sunteți totuși... Tot îi trageți cu căldura asta, făcut-i căldura dracului. Păi din cauza ei nu circulă aerul cum trebuie. Nu, și-a dat fost minus 10 grade, minus 20. La minus 10 grade nu mirosea. Doamne, ceva nu ne-a dat nimic, chiar nu mai a dat nimic, ne-a dat la rugă, s-a dat la rugă.